Așa che popia, bea, bea. Așa. Merg să-ți iau cadouri, da. Ajutor! Ajutor! Am venit, sunt aici pentru tine. Ți-am adus eliminări. Wow, mersi mult. Uite-l pe Bani. O, Bani. Deci, hai să ne facem un plan. După ce ne duci tantele. Deci. Sună Ginger. Să-mi ia vocea lui Gianja. Alo? Bună, Gianja, ce faci? Au, bine, mi-e atât de dor de tine. Mai avem o lună. Mi-au dat drumul mai devreme pentru că am terminat turneul mai repede decât într-o clipită. Așa că vin astăzi seara. Oh my god, fine! Abia aștept să te revăd. Păi, bine, hai, mă sun tu mai târziu când ai timp, da? Bine, bine. Pa, te pup! Perfect, Ginger vine aseară. Asta seară, asta e ultra victorie. Da, hai să-l facem pe prost de râs. Așa cum merită. Exact. Ok. Deci, în primul rând. Yes! Ai văzut că am avut o idee bună să vii și tu? Da, e foarte fain. Hai să ne mai aruncăm o dată. Hai să mai stăm și să ne uităm la Super Bowl. O lăsăm piscina așa, nu? Da. Domnule Bentiță, tu știi ceva despre tatăl meu? Ok, deci să nu-i spui lui Micoleta că ți-am spus. Dar... Tatăl tău a plecat când te-ai născut. Poftim? Da. Și acum eu ce o să fac fără tată? Păi ești cu Micoleta, ești cu proasta fermecată, ele sunt ca două, ca o mamă și un tată, știi? Să știi că nici eu nu am avut un tată lângă mine. Da. Când eu și Micoleta creșteam, eram crescuți doar de o mamă. Adică tu și mama sunteți frați? Da. De-aia te-a lăsat la mine. Pentru că are încredere în mine. Ce fain! De ce nu mi-a spus Micoleta chestiile astea până acum? Pentru că nu a avut ocazia. Ah, ok. Dar dacă poți, tu ești unchiul meu, nu? Da. Dacă poți tu să-mi aduci și mie un tată, nu știu, nu contează ce tată. Păi, nu știu dacă pot eu, depinde de Micoleta.
Eu aș vrea să rămân aici, în căsuța asta frumoasă. Foarte frumoasă căsuța asta. Da, aici locuiesc eu. Da, și să locuiesc și Micoleta cu tine și să fiți o familie, cum erați înainte, și cu brasta fermecată, și cu chepopia, sau fără chepopia, chepopia să meargă în casa aia mare. Da, ar fi foarte fain, dar momentan nu se poate. Și acțiune! Casă dulce, casă, ce bine că mi-au dat drumul mai devreme de la turneu. Acum pot să-l văd din nou pe Giangea.